Bună ziua și bine v-am găsit la horoscopul pentru săptămâna 29 iulie 4 august. Dragii mei, sunt Roxana Ivanciu, astrolog eco.ro și vă prezint previziunile astrale pentru toate zodiile. Pentru a fi la curent cu horoscopul nostru, nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube, să activați clopoțelul pentru a vă primi notificările. Dacă vă place ceea ce auziți, să apăsați butonul de like și poate lăsați și un comentariu dacă vreți. Săptămâna 29 iulie, 4 august. Să știți că este săptămână de foc și la propriu și la figurat. Soarele este în leu, Venus este în leu și nu vă mai spun că se formează în data de 4 august, luna nouă tot în leu. Iată că soarele s-a hotărât, îmbrățișează luna și nu o îmbrățișează oricum, o îmbrățișează pe teritoriul leului. Este moment de start, este moment în care noi ne activăm dorințele, ne activăm semințele pe care le punem în pământ pentru a rodi. Este foarte multă creativitate, este o săptămână în care totul este atât de rodnic în viața noastră, în sufletul nostru, în gândurile noastre. Toată această energie a leului dă foarte multă creativitate. Dar haideți să vedem pentru fiecare semn zodiacal în parte ce aduce această minunată săptămână de foc. Nativii berbec și cei care au ascendentul în berbec. Săptămâna 29 iulie, 4 august aduce o săptămână de foc în toate sectoarele vieții dumneavoastră. Soarele care a intrat în leu, să știți că vă este prielnic, vă energizează, pentru că dumneavoastră fiind element foc, sunteți în foarte bună relație și prietenie cu acest soare în semnul leului, care este tot element de foc. În rest, să știți că planetele pe cer sunt la fel ca săptămâna trecută. Venus în continuare este în leu, este tot pe teritoriul casei a cincea, acolo unde este Ministerul Fericirii, împreună cu Soarele. Marte în continuare se află în gemeni, aveți din nou foarte multă acțiune, foarte multă energie pe casa a treia a relațiilor, pe casa comunicării, foarte multă vorbărie, foarte multă agitație, așa cumva sunteți frământați pe drumuri, sunteți într-o stare de agitație, ați vrea să fiți în mai multe locuri în același timp. Atenția la volan, atenția la condus. Este o săptămână cu foarte multă ardoare, cu foarte multă pasiune și după ce că este și acest Marte, care este guvernatorul zodiei dumneavoastră, în gemeni, vă dați seama câtă adrenalină și câtă acțiune vă doriți în această săptămână. În data de 4 august se întâmplă o altă lunație, avem lună nouă în leu. În momentul de lună nouă, știți că v-am povestit, soarele îmbrățișează luna, ei se întâlnesc amândoi și fuzionează într-o conjuncție minunată în același semn. Deci avem și soarele și luna, tot aici pe teritoriul leului. Avem creativitate, avem emoție, avem pasiune și toată această energie pentru berbec se află unde credeți, pe casa a cincea, pe iubire. Deci este explozie de pasiune, explozie de iubire, explozie de flirt. În această săptămână nu vreți să munciți, nu mai vreți bani, nu mai vreți nimic, vreți doar să iubiți. Ce să vă spun? Eu vă doresc mult succes. Singura mea avertizare este că o să fie o aventură pe cinste. Nu o să fie un partener sau o parteneră de lungă durată, dar sigur o să fie o distracție în
foc puternic de leu. Nativii Taur și cei care au ascendentul în Taur. Săptămâna 29 iulie 4 august va aduce o săptămână de foc pe casa a patra, casa căminului, a relației cu membrii familiei, confortului pe care îl aveți și să știți că casa a patra mai înseamnă inima noastră, sufletul nostru. Ei, aici avem soarele în leu, avem luna în leu, avem Venus în leu, avem foarte multă creativitate, avem foarte multă pasiune, foarte multă dorință. În data de 4 august, tot aici se formează luna nouă în leu, moment de start, moment în care dumneavoastră vă puteți pune dorințe legate de cămin, de familie. Poate vreți să vă cumpărați o casă, poate vreți să vă mutați, poate vreți să îmbunătățiți relația cu un anume membru al familiei. Ei, în această săptămână, să știți că aveți această ocazie de a iniția aceste dorințe și sunteți foarte bine susținuți, pentru că aici, pe casa a patra, se formează acea lună nouă în leu, data de 4 august. În rest, este foarte multă agitație pe casa a doua banilor, pe casa valorii de sine. Vreți să faceți foarte multe cursuri, foarte multe, să aveți foarte multe întâlniri cu persoane care, așa, prin mister, v-ar determina să vă simțiți mult mai bine sufletul, să aveți stimă de sine, să căpătați valoare personală. Luați-o mai ușor. Este o săptămână năvalnică, este o săptămână în care guvernatoarea zodiei dumneavoastră, Venus, se află în continuare în leu și își aduce și ia aportul la toată această stare de dorință, pasiune, iubire și o stare de nerăbdare în tot ceea ce înseamnă afirmare personală. Nativii Gemeni și cei care au ascendentul în Gemeni. Săptămâna 29 iulie, 4 august, va aduce o săptămână de foc în casa a treia, casa relaționării, casa comunicării, casa relației cu vecini, verișori, rude mai îndepărtate, casa drumurilor, casa contractelor. Aici să știți că este foarte multă forfotă. Vă doriți foarte multe lucruri să se împlinească. Aveți grijă la drumuri, aveți grijă la condus. În data de 4 august, aici, pe această casă, se formează luna nouă în leu și puteți să dați start dorințelor dumneavoastră de a iniția și de a avea anumite relații cu anumite persoane pe care le doriți în viața dumneavoastră. De asemenea, mai este un moment foarte bun de a da start acelor dorințe legate de a scrie ceva, de a vă forma în meserii care țin de comunicare, de a vorbi. Este o săptămână în care vă veți descoperi această abilitate a vorbitului și a comunicării într-un mod creativ, într-un mod extrem de pasional și într-un mod plăcut, a spune chiar teatral, pentru cei care au meserii în care acest instrument, comunicarea, vorbitul, este abilitatea cea mai importantă în meseria lor. Este o săptămână în care pe teritoriul casei întâi este în continuare planeta Marte. Ea vă impulsionează, vă trimite să faceți acțiuni un pic
prea îndrăznețe, pe care eu aș recomanda un pic să dați un pas înapoi și să fiți totuși atenți la ce implică acele acțiuni vis-a-vis de corpul dumneavoastră fizic. Nu vă recomand să vă aruncați de pe vârful muntelui cu parapanta, să băgați viteză puternică în motoare, în mașini, să simțiți acea graniță subțire între viață și moarte. Pentru că vedeți aici pe casa întâi a corpului fizic și a relațiilor se află Marte, care este în Gemeni, și este o energie destul de ghidușă, care vă determină să faceți lucruri care nu sunt cu cap și vă puteți trezi în situații foarte periculoase. Nativii RAC și cei care au ascendentul în RAC. Săptămâna 29 iulie, 4 august, va aduce o puternică săptămână de foc pe teritoriul casei a doua, casa banilor, casa relației pe care dumneavoastră o aveți cu valorile dumneavoastră personale, cu modul în care vă afirmați în viața dumneavoastră, cu modul în care sunteți stimați și cum simțiți dumneavoastră că aveți încredere în propria persoană. În data de 4 august se formează pe această casă a doua o frumoasă lună nouă în leu și este un moment nemaipomenit în care dumneavoastră puteți să vă puneți dorințe legate de valoare, valoare personală, valori materiale, valoare în relațiile dumneavoastră și valoare de a primi în viața dumneavoastră oameni de calitate, oameni importanți care să vă deschidă drumuri înspre a vă câștiga bani mai mulți sau, dacă nu e vorba de bani, în a investi foarte mult în valoarea dumneavoastră personală. Nativii leu și cei care au ascendentul în leu. Săptămâna 29 iulie, 5 august, vă face vedetele săptămânii și ale lunii. Sunteți cei care primiți în casa dumneavoastră, în casa întâi, în casa corpului fizic, luna nouă în leu, care se va forma aici în data de 4 august. Bineînțeles că tot aici aveți Venus, care este în leu de vreo două săptămâni, deci micul benefic, soarele, luna, totul este în zodia dumneavoastră. Este o săptămână în care aveți magie, aveți bagheta magică în mână de a vă îndeplini și de a vă iniția dorințe în tot ceea ce privește proiecte de viață, proiecte de împlinire personală, proiecte de prosperitate și proiecte de a trăi frumos, de a străluci cum vă place dumneavoastră să fiți, în lumina reflectorului, toți ochii să fie ațintiți pe dumneavoastră și acolo să epatați, să fuzionați cu cei care sunt de jur împrejurul dumneavoastră. Nu uitați că Neptun este a format un aspect de sextil săptămâna trecută cu luna care era în Capricorn și să știți că anumite vise au fost puse din nou pe tapet și iată că acum la această lună nouă în leu, acele vise de săptămâna trecută ar putea să prindă aripi. Eu vă doresc să vi se împlinească tot ceea ce visați și să știți că această săptămână de foc, așa cum i-am spus eu, este o săptămână cu foarte mult potențial creativ, în care doar dacă gândim ceea ce gândim, dar să fie înspre folosul nostru, se va și împlini. Nativii fecioară și cei care au ascendentul în fecioară.
Săptămâna 29 iulie, 4 august, va aduce o săptămână de foc puternică pe sectorul casei a 12-a, casa în care există acel dialog fin cu propria persoană, unde suntem cel mai aproape de sufletul nostru, unde avem acele vise, acele coșmaruri legate de trecutul karmic al familiilor noastre, ale neamului nostru. În data de 4 august, aici se formează luna nouă în leu și este un moment de start în tot ceea ce înseamnă dorințe, vise, în tot ceea ce înseamnă începuturi. Iar aici să știți că pe acest sector al casei al 12-a vă simțiți sufletul cel mai bine și în această săptămână dumneavoastră puteți să puneți dorințe foarte puternic ancorate în împlinirea viselor dumneavoastră pentru că le simțiți foarte bine. Nu uitați că planeta Mercur, care este guvernatoarea zodiei dumneavoastră, se află în fecioară, în semnul dumneavoastră și ea vă ajută foarte bine să fiți coerenți, să fiți pragmatici, să fiți eficienți, să materializați aceste vise. Deci nu este totul doar iluzie, doar vis, poate să fie și material. Nativii balanță și cei care au ascendentul în balanță. Săptămâna 29 iulie, 4 august va aduce o săptămână de foc puternică pe sectorul casei a 11-a, unde aveți grupul de prieteni, unde este relația voastră cu prietenii, acolo unde puteți să fiți lider. E, aici, data de 4 august, se formează luna nouă în leu. Tot aici este și Venus în leu, Venus care este micul benefic. Aveți foarte multe oportunități, foarte mult aplomb față de grupul dumneavoastră social. Radiați, străluciți. Sunteți într-adevăr lideri și vă puteți comporta exact ca un lider. Oamenii vă vor asculta și să știți că Lilithul acela din balanță care vă dă de furcă, de, v-am zis eu că din 29 iulie a intrat pe semnul dumneavoastră, e, acum, la această lună nouă în leu, să știți că puteți să depășiți orice frică, pentru că energia aceasta a focului din leu este foarte creatoare. Imaginați-vă că focul este purificator și orice frică care trece prin foc va fi topită și, în sfârșit, la această lună nouă în leu, veți putea să fiți ca o pasăre phoenix care renaște din propria cenușă. Nativii scorpion și cei care au ascendentul în scorpion. Săptămâna 29 iulie, 4 august, va aduce o puternică săptămână de foc pe casa a 10-a, pe carieră. Veți avea prestanță, succes. În data de 4 august, aici pe carieră, se formează luna nouă în leu. Și în tandem cu ea avem și Venus, tot aici în leu, Venus care este micul benefic. Aveți succes, oportunitate, iar această lună nouă în leu vă ajută să începeți, să dați start unui nou domeniu de carieră, unei noi meserii, unor noi relații și întâlniri cu oameni care să vă propulseze. Este momentul de a materializa visul acesta pe care îl aveți de a străluci și de a avea succes în cariera dumneavoastră. Nativii săgetători și cei care au ascendentul în săgetător. Săptămâna 29 iulie, 4 august, va aduce o săptămână de foc puternică
pe sectorul casei a noua, casa unde aveți principiile de viață, unde aveți visele, proiectele de viață, unde este relația cu străinătatea, unde sunt acele relații, acei oameni care vă trag în sus în a vă îmbunătăți cunoștințele și a vă aduce plus valoare ființei dumneavoastră, noi oportunități. Aici, pe acest teritoriu, în data de 4 august, se formează luna nouă în leu. Este în compania planetei Venus, care este micul benefic, se află tot în leu. Este o energie puternică, creativă, de a visa, de a începe proiecte noi legate de drumuri în străinătate, de a începe un loc de muncă în străinătate, de a pleca într-o vacanță minunată în străinătate. Și nu numai atât, este vorba de tot ceea ce înseamnă proiectele vieții dumneavoastră. Acum puteți să dați start acelor idei, acelor vise care au încolțit de săptămâna trecută. V-a ajutat acel Neptun retrograd săptămâna trecută să visați și să vă identificați visele. Și iată că acum, în această săptămână, puteți să dați start și să le materializați. Nativii Capricorn și cei care au ascendentul în Capricorn. Săptămâna 29 iulie, 4 august, va aduce o săptămână de foc puternică pe sectorul casei a 8-a. Casă în care avem relația cu finanțele, casa aceea unde avem acel dialog intim cu cele mai apropiate persoane din viața noastră, casa unde învățăm să ne detașăm și unde învățăm să eliminăm tot ceea ce este toxic în viața noastră. În data de 4 august, aici se formează luna nouă în leu. Este un moment de start în care puteți să inițiați noi relații interumane care să vă aducă prosperitate, să vă aducă bani. Puteți să inițiați noi relații cu oameni potriviți prin care dumneavoastră să vă investiți banii și să vă creșteți finanțele. Puteți să aveți în această săptămână acel dialog intim, apropiat, cu persoane foarte apropiată din viața dumneavoastră și puteți să rezolvați și să începeți din nou relații frumoase bazate pe iubire, pe creativitate, pe prosperitate. Pentru Capricorn este o săptămână foarte interesantă. De această lună nouă care se formează pe această casă, o casă foarte grea, o casă de mistere, nu degeaba îi se spune casa vieții și a morții, pentru că aici să știți că renaștem. Și ia uite cum exact pentru Capricorn, exact în această casă a renașterii, se află acest foc puternic creativ. Nativii vărsători și cei care au ascendentul în vărsător. Săptămâna 29 iulie, 4 august, va aduce o puternică săptămână de foc pe teritoriul casei a 7-a. Casa relațiilor, relația cu partenerul de viață, relația cu colaboratorii, de casa conflictelor, a proceselor, casa în care dumneavoastră sunteți față în față cu o persoană și sunteți cel care poate să distrugă sau poate să înflorească o relație. Aici, în data de 4 august, se formează luna nouă în leu și este în prezența planetei Venus, care este tot în leu și care este micul benefic. Este un moment nemaipomenit în care puteți să inițiați noi colaboratori. Cu persoana iubită puteți să inițiați o relație pe un alt nivel emoțional, să fie o altă structură, să fiți în sfârșit înțeles sau să înțelegeți acea persoană lângă care stați
Și din 4 august să începeți să aveți o relație de iubire cu persoana de lângă dumneavoastră care să vă fascineze și care nici să nu vă vină să credeți că se poate întâmpla așa ceva în viața dumneavoastră. Nativii pești și cei care au ascendentul în pești, săptămâna 29 iulie, 4 august, va aduce o săptămână de foc pe teritoriul casei a șasea, la muncă, unde este relația cu colegii dumneavoastră de muncă, relația cu șeful, și aici să știți că este și casa sănătății, rutina pe care noi o avem de viață, care ne poate îmbolnăvi sau care ne poate însănătoși. Aici, în data de 4 august, se formează luna nouă în leu. Este un moment de start în tot ceea ce înseamnă acele proiecte, idei, colaborări, relaționări cu tot ce este legat de această casă a șasea pe care vi l-am enumerat. Este un moment și o săptămână în care să știți că noi putem să descoperim tratamentul ideal pentru boala pe care o avem. La această lună nouă în leu se pot întâmpla miracole și putem să găsim acea persoană, acel tratament și vom fi sănătoși. Vă garantez că în această săptămână de creativitate, de atâta foc și atâta energie creativă, nu se poate să nu fiți sănătoși și să nu vă găsiți remediu la boala pe care o aveți. Dragii mei, săptămâna 29 iulie, 4 august, săptămână de foc, săptămână de realizări, săptămână de începuturi și săptămână în care noi putem să ne transformăm în ceea ce dorim și în ceea ce am visat de săptămâna trecută. Sunt Roxana Ivanciu, astrolog ego.ro. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube, să activați clopoțelul pentru a vă primi notificările, să dați un like dacă v-au plăcut previziunile și să lăsați și un comentariu. Până săptămâna viitoare, vă doresc spor în toate și vă asigur că totul va fi bine.